aproape de genul. Mulțumim. Mulțumim frumos, Casey Pitner din Reșița, una din cele mai vechi construcții ale orașului, care se va transforma cu ajutorul fondurilor norvegiene într-un centru cultural, sperăm noi, în 12-13 luni din acest moment. Într-un termen relativ scurt, să realizăm această lucrare bine și la timp. După cum vedeți, clădirea e o clădire deosebită. Combinația asta de elemente naturale cu o structură de fundație din piatră de râu, cu această combinație între straturile de cărămidă crudă, cărămidă arsă și lemn, e o lucrare deosebită, construită acum aproximativ 150 de ani și noi ne dorim ca ea să fie restaurată exact așa cum a fost construită de familia Pitner, spuneam, undeva la finalul secolului XIX.